La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Sport, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Orange Sport sunt alături de noi, cei care transmit nu numai fotbal, pentru că lucrul acesta contează. Sunt patru canale în exclusivitate, dedicate fenomenului sportiv. Hai că începe și NBA-ul, cum zic eu, de atâta vreme, gata să dă drumul și la NBA. Probabil că noi când o să difuzăm acest material s-a dat și drumul, că așteptăm de atâta amar de vreme, dar așa încep americanii pe final de octombrie. Avem de asemenea prietenii noștri de la Orange au și un site, orangesport.ro, dar și o platformă de descărcat de acolo, aplicația Orange Sport. Dragi prieteni, cu mâna pe inimă, să nu fim ipocriți, despre volei nu prea se vorbește în ultima perioadă sau nu s-a vorbit aproape deloc în ultima perioadă în România, cu două mici excepții. Dacă greșesc, rog să mă corectați în comentarii. Atunci când un antrenor român a făcut performanțe în afară și când noi am reușit să învingem mai acum o lună Naționala Franței, după care s-a întors treaba și ne-au prins și ne-au bătut. Dar ia uite, domne, am reușit o performanță incredibilă. În afară de aceste două lucruri, nu mi-aduc... Și când Alexia Căruțașu s-a transferat la o vârstă fragedă de la 15-16 ani în Turcia și a luat acolo. În rest, nu prea se mai vorbește, din păcate. Și am zis să încercăm să mai facem câțiva pași mititei în acest lucru, în acest proiect și să vorbim mai mult despre volei. Cât putem noi să vorbim într-o oră, într-o oră și jumătate. Am zis în prezentare că nu s-a mai vorbit de mult de când un antrenor român nu a mai obținut performanțe, din păcate pentru noi, din fericire pentru el, cu echipe străine, adică din păcate pentru noi că nu aici în România, dar asta este viața. Așa că alături de noi se află acum omul despre care am vorbit, Gianni Crețu. Te salut. Salut. Mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim că ai venit. Dar cum se face că ești în țară în primul rând? Direcția finală Constanța la părinți, e clar. După fiecare competiție și de obicei când am puțin timp încerc să ajung și la ei și să compensez timpul ăia pe care nu i-am bifat. Corect. În momentul în care am plecat la 17 ani spre București la Dinamo și apoi 93 afară. Deci întotdeauna m-au așteptat după campionate, după competiții, asta era bucuria lor să ne vadă după un an de zile și pe mine și pe nevastă mea și pe fată mai târziu. Îți gătești ceva acum când te duci? Le gătesc eu. Da? Le gătesc eu și încerc să-i fac mamei viața cât mai ușoară. Serios? Gătești? Îmi face plăcere, mă relaxează și mi-adun gândurile. Un hobby. Este... Ai și ceva... Da, îți poți închipui că am antrenat în 9 țări. Deci, ce bună e asta, da. Cât ai furat de la fiecare din gastronomie. De la fiecare, inclusiv de la italieni, mai ales că de obicei stafurile mele întotdeauna se găsește un italian și chiar limba, să zic așa, oficială în stafurile pe care le aveam era italiană. Chiar și acum la Naționala Sloveniei, plus că majoritatea jucătorilor, aproape 90% vorbesc italiana. Ei sunt conectați foarte mult și să spun așa, bucătăria italiană face parte din viața noastră. Am înțeles. Nu mi-am luat perie nouă, dar dăm voie să te felicit pentru două chestiuni. Ai 30 de ani de când ești plecat din România și vorbești perfect limba română. Nu te chinui să-ți aduci aminte. Și doi la mână, ai fost în ultimii 3-4 ani, cel puțin în ultimii 3 ani, omul despre care s-a scris că există volei. Așa am aflat că mai există volei. Cu această mică excepție a Naționalei României, despre tine s-a scris și vorba ta, Daniel Nazare, căruia trebuie să-i aprecie meritele, a ținut aproape de tine. Și am aflat și noi că iaute un antrenor român care a evoluat pe aici, pe la noi, s-a dus în afară și a avut rezultate. Îți spuneam mai devreme, l-am refuzat. Era înainte de Cupa Campionilor de finală și după semifinală m-a felicitat și a vrut un interviu. L-am refuzat, am zis că eu nu sunt convins că cineva este interesat de volei în țară, a zis că mă înșel. Nu vrea să mă forțeze. I-am spus că deja cu echipa din Rusia, cu echipa campioană din Rusia, reușisem în 2020 să ajung în semifinale la Cupa Campionilor, dar să spun așa, doar un mic articol a fost scris. Câștigasem Supercupa Rusiei, deci se întâmplaseră mai multe lucruri. După care, mai târziu, prin iunie, l-am sunat și am zis, fii atent, pentru că ai fost primul
care așa mi-a scris. Așa este. Vei face primul meu interviu dacă mai ești de acord. Și s-a bucurat mult, ne-am prietenit. Așa putem este, bea și o cafea în ziua de astăzi. Corect, corect. Nu știu dacă te încălzește cu ceva, dar aici la masă acum 3-4 luni a stat și Alexia Căruțaș. Ok, în momentul acesta e o jucătoare de volei cunoscută, din păcate va evolua pentru Naționala Turciei, dar ea este deținătoare de cupă europeană. Adică ce putem să facem și noi fără să fim ipocriți? Corect, lumea nu prea mai știe că mai avem volei, sunt foarte mici excepții. Da? Dar în momentul în care un român, indiferent unde antrenează sau că evoluează la o echipă din străinătate, are performanțe și poate să treacă pe aici cu cea mai mare plăcere. O cunosc destul de bine prin prisma familiei ei, mai ales că o parte dintre ei sunt conectați și la basket, de unde provine soția mea. Și era clar că legătura va bine, rămâne peste ani. Bunicul ei conecta cu voleiul mare. Bineînțeles, da. Dar pot spune că este o decizie pe care probabil a luat-o împreună cu familia și este dreptul fiecăruia să decidă pentru drumul lui în viață. E clar că face parte dintr-un club, dintr-o echipă imensă care joacă să câștige în fiecare an, nu contează ce competiție. Ea trebuie să-și facă, să spun așa, un plan pentru următorii pași în viață ca și atletă, dar cu siguranță fiecare se bucură că acolo undeva mai sunt oameni de valoare. Putem să lăsăm sportul la o parte, facem o mică paranteză și spun că de multe ori în aeroport, pe drumurile mele, în avioane, pe unde sunt, dau de oameni cu care vorbesc pentru 2-3 minute în altă limbă, ca până la urmă să ne dăm seama că suntem amândoi români și unii sunt profesori, sunt specialiști în laboratoare, în fabrici, m-am dat de ei peste tot și mă mândresc cu faptul că sunt foarte, foarte mulți români de care nimeni nu știe și ne reprezintă la cel mai înalt nivel acolo unde este un lucru care ne doare, pentru că ei nu mai sunt în țară, dar exact cum ai spus tu acum câteva momente, fiecare își decide drumul în viață. Bineînțeles. Nu pot să-i acuz și așa mai departe. O luăm cu începuturile tale, adică până să ajungem la performanțele de acum, tu ai fost și jucător, adică până exact. Să fii. Ai zis că la 17 ani ai plecat de acasă, dar înainte ce s-a întâmplat? Înainte s-a întâmplat că într-o iarnă, într-un 81 friguros în ianuarie, au ajuns în clasa mea doi profesori. Pe unul îl cunoșteam, fusese profesor de sport în clasa 5-a. Era domnul Enache, soțul Mariei Enache, marea volebalistă din Constanța și capitanul echipei naționale a fost, nu? Mergeam la meciuri ca fiecare copil în Constanța cu tata, cu prietenii, să vedem pe fetele de la Faru, deci cunoșteam familia și cunoșteam pe profesor. El și-a adus aminte și s-a reîntors la școala 35, acolo în Tomis Nord, unde învățam cu un profesor care se numea Radu Miclea. Din păcate, amândoi nu mai sunt. Profesorul Miclea sunt aproape 2 ani de când a plecat dintre noi. Și a fost cel care mi-a acaparat atenția pentru că jucam handbal. Am intrat în sală într-o dimineață, am văzut vreo 50-60 de copii care jucau de foarte multă vreme și am zis că nu am ce să caut, eu sunt deja pe alt drum cu handbalul meu. Am dispărut o săptămână, a venit înapoi după mine la școală și m-a readus în sală și mi-a zis că o să fac din tine volebalist. Într-adevăr, după aproape 2 ani de zile, jucam deja la 15 ani, eram titular în echipa de juniori, unul a școlii sportive în clasa 9. A mai durat puțin și imediat am făcut pasul spre Dinamo București. Puteam să-l fac un an înainte la Steaua, dar părinții au considerat că ar fi bine să termin primele 10 clase și apoi să merg în București, ca fiecare părinte avea puțină frică de acea treaptă. Și Dinamo s-a mișcat repede, profesorul Tătaru
Parcă îl văd în fața ușii cu actele deja semnate. Mama cu niște ochi mari cu semnătura ministrului învățământului și toate celelalte acte, că pe vremea aceea era, dacă ți-aduci aminte, în cadrul clubului Dinamo, clubul sportiv Dinamo. Da. Și a durat, cred, câteva zile, după care mi-am făcut geanta și am plecat spre București, foarte repede. Îți doreai, bănuiesc, treaba asta, nu? Adică nu ți-a fost greu. Ți-a fost greu că nu plecai de lângă părinți, dar... Deci vorbim de... iulie a fost... 85. Iulie a fost examenul în iulie. El a ajuns cu actele înainte de examen. Dar stai că oamenii nu înțeleg, ăștia mai tineri. Deci tu ai stat întâi să dai treapta a doua. Da. Abia după aia tu auzi ce spui, știi? Acum altfel plec. Bă, a venit Dinamo, du-te bă, nene. Nu. Deci tu ai stat întâi să dai treapta a doua. E un examen care se dădea pentru că mulți... Matematică și fizică, da. Și abia după aceea ai plecat la Dinamo. Da. Actele erau deja semnate, se știa. Dar nu existat să dau treaba asta și... Taică-mi-a avut și mama au avut această idee că e important să-mi termin școala cum trebuie și apoi să pot face pasul spre Dinamo. Dar ce a fost interesant, că profesorul era foarte hotărât, domnul Tătaru, și... vorbea de o chestie ca și împlinită. Mama era puțin speriată, dar discuțiile erau deja purtate împreună cu tata, care în momentul respectiv nu era acasă, el fiind navigator, era plecat. Deci totul s-a petrecut repede. Hai, doamnă, semnați aici. Da, haideți, doamnă, semnați aici. Și în spate, la liceul Mircea, la Consiliul Județean, sau cum era pe vremuri, cred că și acum e acolo, am fost cu mama și ni s-a dat parafa pentru transferul final spre București. Dar ce vreau să spun e că aveam niște emoții incredibile, nu știam ce mă așteaptă, încă nu aveam 17 ani împlinți, urma să împlinesc și nu mai dormeam, eram așa de emoționat că așteptam să se termine acea treaptă, să pot să-mi fac bagajul după 2-3 zile să plec mai departe spre acest club imens. De ce? Aici vroiam să ajung. În 81, clubul câștigase ultima cupă a campionilor. Deci i-am trăit, i-am văzut, aveam ziarele decupate acasă. Li se spunea pe acea vreme, când intrau în sală și striga galeria doctorii, pentru că aveau niște tricouri, niște treninguri albe. Trei dungi roșii Adidas, și așa striga galeria, așa cum m-au năpădit emoțiile. Deci am stat cu mai mult de jumate dintre cei care au câștigat de atunci, am stat în vestiar. Ok, Oroz mi-a fost antrenor, Păușescu mi-a fost antrenor, s-a lăsat în vara aia. Am stat lângă Ghiunter, lângă Grileanu, Cătachi, Țiga, slabul Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi. Deci Vrâncuț, Grileanu. Am stat cu ei în vestiar. Din primul moment când am ajuns la Dinamo din august, m-am antrenat cu aproape toți cei care erau acasă. O parte dintre ei erau la echipa națională, la campionatul european. Apoi, după o lună, s-au întors și am început pregătirea împreună. Ai tremurat când ai intrat în vestiarul ăla? La început mi-a fost ușor în vestiar. Mi-a fost, pot să spun, foarte ușor, pentru că erau niște gentlemen. Făceau parte dintr-o categorie de sportivi de cel mai înalt nivel. Dar în momentul în care s-au întors de la campionatul european și erau toți, Oroz nu era. M-am antrenat cu Tătaru și cu profesorul Tătaru și cu profesorul Păușescu. Păușescu se lăsase în vara aia. Și am venit puțin mai târziu de la școală. Întârziasem 5-10 minute la antrenament și o grupă de 13-14 oameni alergau în linie. În față era Ghiunter Enescu. În momentul ăla m-au năpădit toate emoțiile, da? Intrând în sală și antrenamentul început, eu, ok, veneam de la școală, eram îmbrăcat în elev și ne-au spus: cum ajungeți, intrați în vestiar, vă schimbați și veniți. Apoi la treabă. Acolo m-au năpădit emoțiile. Cred că prima jumătate de oră nu nimeream o minge.
Era, era imposibil. Atunci nu erau tentații mari, dar Bucureștiul te-a furat? Da, Bucureștiul m-a furat ca, ca oraș. Străzile, locurile deosebite. M-am îndrăgostit de oraș. Veneam din Constanța Mare. Viața era deosebită la Constanța. Dar Bucureștiul ca oraș atunci m-a răpit, era, era special. Aveam locurile noastre, aveam, am avut și un liceu, un loc unde se afla liceu pe vremea aceea, era deja metrou, dar a fost un Galvani în Tei, poți să-ți dai seama, în fiecare zi o luam la pas prin Tei spre, spre școală. Mă simțeam bine. Te-ai adaptat ușor? Bineînțeles. Vorbim eram... la, de la joc, la oraș, ai spus, la viața de zi cu zi, la joc. Eram, adică printre greucenii aia, cum spunem noi. Da, eram, eram obișnuit cu regulile și respectul pentru aceste reguli. Știam foarte bine că regulile sunt făcute să devii mai bun, nu sunt să te țină în... să te țină într-un colț închis și fusesem crescut de ai mei acasă, de aveam o educație a bunicilor, știi că bunicul tot timpul era capul familiei și cel puțin la noi în familie mi-aduc aminte de acea duminică unde bunicul zicea sâmbătă asta sau duminică asta toată familia împreună la masă. Deci erau lucruri care știam să le respect și mi-a fost ușor să respect regulile de la Dinamo în acea vreme când clubul aparținea miliției. Ei, da, ei tocmai, exact cum ai și spus, cu câțiva ani înainte, o performanță uriașă. Cum era nivelul volei atunci? Pentru că la fel sunt oameni care se uită la meciuri doar în, ceea ce, în momentul în care se transmite ceva de afară, dacă se mai transmite pe undeva. Adică pentru ei, cinstit, fără să ne ascundem, volei românesc nu prea există în momentul ăsta și atunci trebuie să le spune ce se întâmpla acum 30 de ani. Adică n-am fost tot timpul ca acum să avem o performanță, două să ne lăudăm cu ea 5 ani. Adică exista un nivel în care echipele românești câștigau cupe europene, în care am avut finală de două echipe românești, ok, cu mulți ani înainte, dar acum suntem în 85, 86. Era un nivel ridicat, era foarte cum era? Ridicat. Era foarte ridicat. Deci în acel an, 85-86, împreună cu încă doi colegi de-ai mei, cu Ștefan Dorel și cu Căpățâna Ionel, am fost împrumutați cu dublă legitimare, jucam la Dinamo la juniori și am fost împrumutați la Iore, București. Oleo! Unde, ca să poți să înțelegi cam ce nivel era în prima ligă, trebuie să înțelegi ce era în spatele ligii. Erau două serii de divizia B. Seria de Nord și seria de Sud. Noi am prins seria de Nord în care aveam Motorul Baia Mare, care era a doua echipă din Baia Mare, și ridicător în 85 era Viorel Manole, care a fost și mulți ani în federație, care în 81 a făcut parte din acea echipă de la, în 80, de la Olimpiadă. Din de la Moscova, bronz. Da. erau jucători, era ceva incredibil. Eu la Iore am avut norocul să întâlnesc jucători de divizia care s-au retras, au făcut un pas din cauza vârstei, din cauza familiei, serviciul pe care îl oferea Iore, știau că trebuie să facă acest pas la un moment dat. Am avut plăcerea să joc cu tata lui Bogdan Olteanu. El era... Deci au fost două serii care se jucau la un nivel incredibil, cu foarte mulți jucători de divizia. Erau ligi profesioniste, deci niciuna din serii nu era de amatori. Se făceau 5-6 antrenamente pe săptămână. Deci, în al doilea an, între a 12-a, am fost împrumutat la calculator. Da, juca Mâțul la calculator, un jucător de echipa națională care provenea de la Timișoara, din generația lui Cătachițiga. Erau jucători. Și așa am învățat. Deci Dinamo, ca și Steaua, făcea aceste investiții în băieți tineri ca și noi. Jucam pentru
echipa de juniori, dar în același timp vă rodați campion, acolo, da. Ne rodam acolo. La un nivel mare. Bineînțeles. Adică să fii pregătit când te întorci la Dinamo, să intri în focuri, exact, în prima divizie. Exact. Așa, atmosfera cum era? Adică, ce să spun de prima ligă, că m-ai întrebat? La fel, nu, la atmosfera, adică într-adevăr un meci Steaua Dinamo închidea Floreasca? Bineînțeles. Bineînțeles, era, foarte, era o nebunie. Foarte greu de crezut, aminte, știi? Că numai în cazul în care erau alte meciuri sau era ocupată Floreasca, se juca la noi în Dinamo. În Dinamo, în sala veche. Dacă se juca în sala veche, dar dacă se juca în Dinamo, nu te auzeai, era incredibil. Toată lumea cu picioarele pe podeaua aia de lemn, pe sala era din lemn, de fapt. Da. Era o gălăgie incredibilă. Nu poți să-ți imaginezi. Am avut posibilitatea puțin mai târziu, după alți 2-3 ani, când am început să joc titular în cupele europene cu toate echipele mari din Europa care ne-au călcat pragul. Era nebunie, stătea lumea în fața sălii pentru că nu se mai putea intra. Nu? Lucruri incredibile astăzi. Wow, sau, a fost, da, foarte greu de crezut. Foarte greu de. Ai stat până în 93. La Dinamo. Exact. După care puteai să continui aici, că știu ceva din puteam poveste, cu grad... Da, puteam să fiu în continuare capitan, eram locotenent în acel moment. Capitan însemnând nu capitanul echipei, că am venit să înțeleagă, capitan, da, grad. Capitan grad. Eram locotenent, urma să ne avanseze, eram mai mulți, dar hotărâsem deja că vrem să plecăm să încercăm viața asta de după revoluție ca atlet, pentru că auzeam foarte mulți prieteni care ieșiseră deja și reușiseră să facă niște pași importanți în sport, în Europa, în volei, în handbal, în mai multe discipline. Deci tu aveai o liniște aici. Aveam o liniște, dar pentru că modul în care mi-au răspuns a fost la această dorință, a fost destul de brutal. Și eu am reacționat foarte brutal și am ieșit complet din Ministerul de Interne. Deci nici măcar n-am vrut să trec în rezervă, pur și simplu am ieșit din Ministerul de Interne, nu mi-am păstrat absolut nimic. Și pot să spun că până sunt, cred că pot să spun, fără să mă ascund, că vreo 13-14 ani mă feream să trec prin fața clubului pentru că nu făcea plăcere. Pentru lucrurile care se întâmplaseră. Și a dar trebuit să te întreb, aici nu este despre cancan, dar ce te-a supărat atât de tare? Faptul că s-au... Pentru că dacă spui că nu... Faptul că s-au opus și știau că... eu am plecat împreună cu soția mea, am plecat amândoi, da? Ea semnase deja un contract în Ungaria. Eu avusesem ofertă pe masă de la Viena, unde mai jucau doi români, juca Robert Sedula, care fusesem la echipa națională, Dante Leagă. Și... într-adevăr, înțeleg că în acele momente clubul vroia să aibă niște beneficii pentru că jucasem Cupa Campionilor, primele 8 în Europa, grupele semifinale. Era clar în acel an, 92-93. Eram jucător de echipa națională, deci, dar sumele erau foarte mari și era un moment în care Rusia era... mare, era căzută și ieșeau jucătorii milioane în toate sporturile. Era imposibil să faci o concurență și cei din Serbia, din Iugoslavia, la fel. Piața era full, iar sumele pe care le cereau nu erau adevărate. Erau minciuni. Și ei și federația, aceeași chestie. Tu aveai ceva concret? Adică soția, am înțeles, ai avut ceva? Am avut Viena, care îmi dădea posibilitatea să fiu foarte aproape de ea. Am pierdut această posibilitate pentru că nu am putut să plătesc sau clubul nu a putut să plătească. Iar eu am hotărât să închid toate conturile cu Dinamo și apoi cu ajutorul unei prietene, cu un bilet de avion am ajuns în Germania și am început să-mi caut echipă și să sper că la un moment dat Dinamo o să-mi dea. Pentru că eram... să spun așa, am fost unul din băieții care a tratat cu respect și pe Marian Păușescu și pe Tătaru. La un moment dat, prin noiembrie,
la început de noiembrie mi-au dat dezlegarea și m-au lăsat să plece. Chiar m-au ajutat și la federație să accepte oamenii și să mă lase să plec. Am reușit să prind o echipă undeva în Liga a doua. Nu era ceea ce îmi dorea, dar puteam să continui să joc. Eram șocat că de la Cupa Campionilor la Liga a doua era o diferență. Și da, oamenii, bun, nu știau poate de tine ca nume propriu, dar știau că vii dintr-un sport, dintr-o țară unde sportul ăsta este ok, e dezvoltat. Bineînțeles, cu un an înainte jucasem cu Moers în Cupa Campionilor. Era Moers, Ravenna și Olympiacos într-o grupă de patru. Și adică oamenii știau. Bineînțeles, știa toată lumea de noi și toată lumea se uita la mine ce cauți aici, nu? Nu ți-a fost greu atunci? Deci soția bine în Ungaria, tu bine ar fi trebuit în Viena și ai ajuns la echipă de Liga a doua în Germania. Ți-a fost ok? Bine, am înțeles, supărarea era atât de mare încât orice ar fi venit din de afară, nu? Supărarea atât de mare pe Dinamo. Sunt un personaj care trăiește din challenge-uri. Și Dinamo, pentru mine, în momentul în care am plecat de acasă, a fost un challenge. Fac o mică paranteză, taică mi-a zis cam așa, să zic, în niște termeni destul de duri, dar știam că îmi vrea binele. Mi-a zis, dacă nu-ți faci treaba și te ții de porcării la București, te aduc de la București la Constanța în șuturi. Bine, zâmbind, da, mi-a spus lucrurile astea. Deci da, eram obișnuit cu challenge-urile când mi-era greu să iau acea greutate ca pe un challenge, pe o chestie pe care am considerat-o că mă poate face mai puternic. Și am avut momente grele în Germania, foarte grele. Am primit lovituri de la cine nu mă așteptam acolo în Germania. Mă așteptam să fie altfel. De la german sau tot de la români? Adică și ei... și ei trădează. Tu ce crezi? De la cine puteam să... Nu, de la români. Dar au fost și alți români care m-au ajutat, da? Care m-au ajutat și unul dintre ei e Mihai Pădurețu, cel care, cu care am jucat la echipa națională și era de la Steaua. Era în acel moment la Dachau, juca la... profesorul Stelian Moculescu, care antrena acolo. El mă primea și la antrenamente, că la un moment dat aveam nevoie să mă antrenez, pentru că n-am mai putut să mai... După ianuarie, echipa nu m-a mai primit, pentru că n-au reușit să rezolve cu actele și m-am întors la București. Prin intermediul unor prieteni am reușit să mai fac rost de încă o viză turistică. Când m-au văzut în fața sălii, au căzut pe spate. Deci nu am cedat, am tot... Dar nici n-ai avut ușor. Nu am avut ușor. Au fost momente dificile. Sincer să fiu, îmi aduc aminte că reușesc să cobor sub 85 de kilograme. Da. Deci, dar tu dintotdeauna ai fost așa înăltuț? Adică și când erai mic? Da. N-ai fost mic, cum s-ar zice, știi? La școală întotdeauna eram cam printre cei mai înalți din clasă. Baschetul nu te-a tentat? Am jucat puțin. Chiar... în primii ani ai generalei, știi, dacă ți-aduce aminte, pe vremea noastră era Casa Pionerilor. Da, și la Casa Pionerilor făceam aeromodelism și mergeam și la antrenament de basket odată, pentru că aveam și not, erau amestecate, da? Și acolo, întâmplător, l-am întâlnit și pe Tony Alexe. Da? Da, și apoi mai târziu la școala sportivă, da, acolo ne-am cunoscut prima oară, apoi la școala sportivă, la CSS1 și prietenii a mers mai departe și cu Tony, a devenit nașul nostru și nașul fetiței noastre. Deci relația din copilărie a mers mai departe. Am înțeles. Suntem în Germania. Când ai apucat să te așezi? Când te-ai așezat? Când ai simțit că... În momentul când am plecat în Germania, a mai fost un prieten, trebuie să... Îmi aduc aminte sau să nu uit de el. Când cei de la echipă în Germania nu m-au primit, la un moment dat, ca să pot să
Mă prezint și la alte echipe din nordul Germaniei, să încerc să fac niște probe, niște antrenamente, să continui, să nu renunț, să găsesc un loc. Mezaroș, fostul jucător de la Dinamo, cu care stătusem la Paul Greceanu și cu care eram foarte bun amic, era la Flensburg. Așa că pentru 2 luni de zile am fost la el la Flensburg, era căsătorit acolo, chiar băiețelul s-a născut de ceva vreme și m-a ajutat foarte mult să încerc să-mi găsesc un loc în Germania. Nu am reușit să găsim împreună cu soția mea un oraș unde am putea să spun așa, să fim împreună. Atunci mi-a venit din nou ideea Viena, pentru că ea semnase exact pe granița cu Austria la Sopron. Erau două echipe foarte mari și acum una dintre ele există și joacă în fiecare an Cupa Campionilor Final Four, a și câștigat-o anul trecut, cred, sau anul ăsta. Așa că m-am hotărât să încerc Viena și m-am dus direct singur, așa cum eram deja obișnuit. Am bătut la ușă, mi-am dat proba. M-am întrebat, dar ce-i cu tine de... Ești rătășit, ce s-a întâmplat. Le-am spus apoi care e situația. Uitați, să nu vă speriați, o să ajung și eu din banii pe care o să-i câștig aici, să-mi plătesc datorile, să pot să scap din contractul ăsta și, într-adevăr, să joc. Și am semnat la echipa care era atunci pe locul 3 și jucase finala la Cupa Austriei în acel an. Era o echipă tânără. Am repetat performanța în acel an și imediat în anul următor, 95-96, am semnat pentru 2 ani cu echipa la care fusesem în probe, echipa campioană, unde era și Robert Cedula, unde era și Dante Leagă, cei care jucau Cupa Campionilor. Diferență mare între ce lăsase aici și ce ai găsit acolo în momentul ăla, pentru că tu veneai de la o echipă de top. Bineînțeles, era campionatul foarte bun al României din anii când am jucat în România. Deci asta este clar, nici nu exista comparație, dar campionatul în urma noastră, după ce foarte mulți dintre protagoniști au plecat afară, că și foarte mulți de la Steaua au plecat și de la Dinamo, nu? Și de la Craiova, de la Baia Mare, echipele foarte bune. Se deschiseseră barierele. Bineînțeles. Nu se putea compara, erau în Austria, erau două echipe, cea de la Salzburg și cea de la Viena. Eram, cred, oficial 4 străini plus vreo 4-5 naturalizați, deci nu era o echipă de austrieci, da? Cei de la Salzburg, tot așa, 3-4 austrieci și restul numai străini naturalizați, dar pe un nucleu de jucători din RDG, nu? Care care avuseseră sport ca lumea. Exact. Te-ai descurcat, ai făcut fața, ai început, adică cu ceea ce știai, cu ceea ce acumulasești de la Dinamo, n-ai avut niciun fel de probleme. Bineînțeles, după o perioadă foarte scurtă, în primul an, în 95-96, știu că am intrat cu echipa în primele 8 la un pas de Final Four în Cupa Cupelor, exact, cu ei. În al doilea an am jucat Cupa Campionilor, grupele semifinale erau 16 echipe, două grupe de 8. De câte 8? De 8. Deci și imediat la sfârșitul primului an al meu boss mi-a propus să iau cetățenia. Și am primit în 97 în decembrie și pașaportul austriac. Am prins ultima, să zic, tură de sportiv cu dublă cetățenie. Apoi au schimbat regulile și toată lumea trebuia să renunțe. Eu și Anca Gheorghe, dacă ți-au ce aminte, soția lui Daniel Găvan, care și ei trăiesc la Innsbruck, în Austria. La societatea austriacă ți-a fost greu să te adaptezi? Nu, aveam școala poliției, reguli și a contat treaba asta? Bineînțeles. Că fusese așa educat cu reguli și cu, da? Era clar, unde se vedeai că e forbotten, e forbotten. Și basta, fără comentarii. Da. Le respectai, erai primit. Erau foarte mulți străini care spuneau, după 4-5 luni de zile, asta te-am întrebat, nu mai rezist? Își luau bagajele și plecau în Canada, în America, în Germania, în Franța, în Italia, unde regulile mai diferite. Nu? În Austria era destul de clară situația, iar cred că a fost unul dintre motivele pentru care am primit și cetățenie, pentru că șeful meu
Peter Kleiman, care a reprezentat voleiul în Austria peste 40 ceva de ani, a fost și capitan al echipei naționale Austriei, care în 68 a jucat pe zgură în Dinamo la campionatul european. Pe bune, da. Pe bune, da. Era ridicător și și aducea aminte și mă tot întreba, mai aveți terenul ăla de zgură? Zic, da, pe terenul ăla pe care tu ai jucat volei și săreați la blocaje, așa, noi jucam fotbal de luni dimineață. Se oftica și pleca, se întorcea și pleca. Dar vreau să spun că a fost un tip care a observat imediat pe cine se poate baza și pe cine nu. Și așa cum am venit eu acum la tine, m-a adus în birou și mi-a zis, vrei cetățenia? Vrei să joci pentru noi? Zic, da, de ce nu? Ok, făcut actele și după câteva luni de zile, când mi-a venit hârtia acasă, nu venea să cred. Întâmplător m-am dus numai cu hârtiile mele, că nu știam, da? Am ajuns acolo și se uita doamna la mine puțin cruciș. Zic, s-a întâmplat ceva greșit? Ea nu. Zice, dar voi că sunteți căsătoriți. Unde sunt actele soției? Da. Ops. Zic, ce trebuie să fac? Aduceți actele soției, să le depunem, că primește și ea. Îți dai seama că într-o săptămână am pus toate actele împreună și... Deci a văzut că ești căsătorit, așa, soția ce facem? Da, deci oamenii foarte corecți la momentul respectiv, nu? Pentru că mai târziu, când străinii au început să dea năvală și lucrurile să se mai schimbe... Au mai închis și robinetul un pic. Exact. Au mai strâns și ei. Cât ai jucat așa, la nivelul ăsta? Am jucat până în 2000. În 2000 am renunțat din cauza problemelor de sănătate. Au fost mai multe. În primul rând, în 96, în vară, am avut o operație, prima operație la cot. După care, la sfârșitul sezonului, a urmat și a doua. Am plecat de la echipă, m-am întors la echipa la care activasem în primul an. După un sezon acolo am mai avut încă o operație. Mi-am reușit să-mi revin pentru campionatul european din 99. Nu am reușit să-l joc, că îmi lipseau câteva luni de când primisem pașaportul, știi, acea perioadă de 2 ani de zile. Da, în care trebuie exact. Să stai. Da, era... Eu l-am primit la decembrie, campionatul a fost la sfârșitul august, deci n-am reușit să intrăm. Nu eram numai eu, era și un ucrainian de la Ruș, mai era încă un austriac cu probleme. Deci am mai jucat 99-2000 și în cupele europene a fost o grupă de calificare pentru turul 4, cred, sau turul 3. După un tur preliminar am jucat un turneu aici la Sala Floreasca. Deci, o coincidență, o chestie super, unde l-am reîntâlnit pe un mare voleibalist și un amic de la echipa națională și de la Steaua, era capitan, se întorsese acasă, Marian Constantin, îl salut pe această cale, și apoi echipa de la Podgorița și încă o echipă din Belarus, dacă nu mă înșel. Și... în fața familiei mele, a venit și mama și tata la București să mă vadă. Ăsta a fost primul și ultimul meu turneu acasă în România ca jucător. De fapt, am terminat acolo unde spui tu, în acel templu al sportului din Floreasca. Corect. Și e o chestie care îmi rămâne și o să iau tot timpul cu mine peste tot. Cu echipa națională ce ai făcut în perioada asta? Cu echipa națională? Jucam în Cupa Campionilor și eu și Cedula. Încă nu aveam cetățenie, dar niciodată nu dădea nimeni niciun telefon. Nu cred asta, nu. Serios? Bineînțeles. Noi eram printre puținii români care jucau în Cupa Campionilor. Cred că Dascălu Șoica mai jucau în Cupa Campionilor, Constantin în Belgia cu Mazeic. Și nu vă suna nimeni? Nu. Adică ai plecat, hai, noroc, sănătate. Bineînțeles. Probabil că... erau alte criterii și nu mai intram în acele criterii, dar eu la Viena, ca să ne fie clar, și în Austria, în toată perioada, exact ca și la Dinamo, eu am stat pe teren. Alții care vorbesc despre volei, sau au vorbit în ultimii 30 de ani despre volei, stăteau în colț. Eu am stat pe teren și la Dinamo.
odată mi-aduc aminte la un meci ușor cu calculatorul, Marian Păușescu se întoarce și zice: băi Gianni, știi ceva? Ia oprește-l pe ăsta pe centru. Și Drăgușin îi spune: Marinică, Janu astăzi nu joacă, e bolnav, ai uitat că e răcit. E aici pe bancă, dar nu joacă azi. Deci era unul din puținele meciuri pe care nu le-am jucat la Dinamo în toți acei ani din 88, de când m-am întors de la Bacău și am început să joc, până în 93. Da? Și același lucru s-a întâmplat și la Viena, unde erau 7, 8, 9 străini, eram în echipă, dar noi jucam și eu și Cedula. Și Dan l-a mai prins încă un an, după care el s-a lăsat și am ieșit campioni împreună toți trei cu acea echipă. Corect. N-ai venit cu mâna goală, avem și niște poze ca să nu trecem peste... Mi le arăt și îți răspund. Da, gata. Mamă, uite-te aici. Vara lui 81, primul cantonament de vară, împreună cu domnul profesor Radu Miclea, el făcea fotografiile, era foarte amator de fotografie, peste tot ne ducea în drumeții, casa lui Ion Creangă. Okay. Da, domnul îmbrăcat în tricou Adidas, te rog frumos, nu? Da, tata avea grijă de mine și fiind navigator, te rog frumos, mă ținea conectat la... Mai pe Marinel, pe... Plovăraș, da, dumnealui. Da, o generație mișto, majoritatea 67, 68 și 69. Doamna era soția domnului Radu. Și vă ducea deci aici în față la casa lui Ion Crean, casa memorială din Humulești. Da. Era foarte amator de drumeții, deci unul din antrenamente era o drumeție de 3, 4, 5 ore. Și dimineața și după seara făceam antrenament cu mingea ori în aer liber, ori dacă era sală în sală. Deci tipul era pasionat de fotografie. Cădea frânt noapte. După... Da, și întotdeauna grupe mari, deci erau tot timpul cel puțin 20 păi de copii. Păi se vede ce e aici, da. Da. Hai să mai vedem. Asta e o fotografie de suflet. Echipa campioană din 92, 91-92, profesorul Tătaru, primul, Bobiță Bălan, Cătachițiga, un băiat din Moldova, care venise în vara lui 91, Pițigoi, Daniel Rădulescu, subsemnatul, un alt moldovean, Dumitrescu Vicențiu, Marian Păușescu, Drăghici Ulise, Drăgușin, Iepure, americanul Ion Aurelian, jos, în mijloc, Cornel Gheorghe și Tony era fizio al nostru. Deci ăsta este ultimul titlu, 91-92. 91-92, am câștigat și cupa. Steaua luase înainte, 91 parcă, nu? Și 90-91, da. Și de atunci n-am mai luat nimic. Da? Niciodată. Da, ups. Steaua are ultimul titlu la basket, știu. Okay. Steaua are ultimul titlu la basket în 91 și ultimul titlu la volei în 91. Okay. Era o generație fantastică. Orice era mi-ai spune, au trecut 30 de ani. Da, adică... Erau niște jucători incredibili, da. Și ei, puțin mai mari decât noi, cu 2-3 ani. Cel mai apropiat era Șoica și cu Mihai Pădurețu, erau 67, dar ceilalți mai devreme născuți decât noi. Noi eram o generație mai de 68, Iepure era mai Drăgușin, era 66. La volei, după meciurile Steaua Dinamo, vă omorați pe teren. După aia exista și o altă, era și repriza de hidratare. Cum era pe atunci? Repriza de hidratare? Socializarea de astăzi, ca să-i zicem. Ne întâlneam așa la coloane în romană și se intra la Cina sau... De Steaua Dinamo vorbim. Steaua Dinamo, da. Bătaie la Floreasca sau unde se juca. Și apoi, și la fel aia? Ca și ruibiștii, petreceam de obicei împreună. Și chefurile care se făceau seara, se făceau tot împreună. Deci dacă ei mergeau undeva la un chef, dădeau telefoane, băi, suntem aici. Nu cred. Haide, tată, veniți aici. A, bineînțeles, dar nici nu se punea... Și asta este greu de înțeles acum și așa, și tot așa, știi? Da. Foarte greu de înțeles. Cum omorați în sensul că erau duelurile alea. Erau ambiții mari, se ajungea la discuții, da, dar da. După ce se termina, după era viața. Cei mai, deci să spun așa, că toate lucrurile astea se petreceau pe categorii de vârstă. Cei care erau mai apropiați mergeam într-o direcție și nu ne intersectam cu ei, cei care erau mai în vârstă aveau restaurantul lor sau de obicei
mi-aduc aminte cu plăcere, Lebăda, Pescăruș, deci erau lucruri frumoase. Da, și da. Mai ales că toți erau militari, toți erau... eram văzuți bine și de-abia ne așteptau locurile astea. Ce frumos! Astea. Diplomă se acordă Crețu Gheorghe, cel e mai prima. De perspectivă jucător. E prima din cariera, e prima din cariera mea, la 15 ani și ceva, în 84 am câștigat medalia de argint la campionatul național de junior 2 și am primit și această, această diplomă. După acest turneu m-a întrebat domnul Rauch de la Steaua dacă nu vrei să vii. Dacă nu vreau, dar tata și mama au spus că nu, termină cele 10 clase. Nu știu, e ceva ce regrezi din treaba asta sau ai face la fel, adică să te duci la Dinamo? Ar fi fost vreo diferență? Nu știu, de aia te întreb, ai fost vreo diferență dacă ajungeai la Steaua sau era același lucru? Eu cred că aș face la fel pentru că ai mei aveau dreptate. Stabilitatea celor 10 clase făcute bine mi-au dat și stabilitatea ultimilor două clase pe care le-am făcut în București, a 11-a și a 12-a. Deci mi-a prins bine să mai stau un an acasă și să nu mă fure viața din București, pentru că totuși eram numai 15 ani, în acel moment ar fi fost dificil. Dar ție ți-a fost greu aici în București singur? Nu, aveam o... Aveai rudă, aveai ceva? Nu, aveam o gașcă incredibilă. Eram toți cei 6 care jucam pe teren. Eram din țară. Era Rotar de la Turda, era Drăghici de la, și Căpățână de la Slatina, Georgescu și Ștefan de la Craiova și cu mine. Deci eram toți aduși. Deci niciunul era de aici. Stăteam în cămin. Da. Deci eram... Viață frumoasă? Wow. Foarte mișto. Era o viață în Dinamo și mi-aduc aminte de fiecare și de băieții de la... În care cămin? În ăsta de la stradă? De la stradă, da. De la stradă. Mi-aduc aminte de... Erau foarte mulți constanțeni la rugby, la handball, la fotbal. Da. Constanța era reprezentată. Chiar i-am zis domnului Bedivan, zic, prima chestie care mi-ai spus-o când am intrat în sală, mi-aduc aminte, era și Căta lângă noi și îmi spune: băi, fii atent că aici constanțenii sunt la mare trecere. Dacă dai cu bățul în baltă, ai de-a face cu noi. Normal că el era un tip miștocar și toată lumea știa, eu nu aveam habar. M-am inhibat puțin, dar Căta mi-a zis, e glumeț, tot timpul e glumeț. Da, facem glume. Hai să mai vedem, poza asta este senzațională cu Federația Română de Volei și... Da, asta este diploma de la acel turneu. Da. Mai ai diplomele astea? Adică le-ai format fizic? Nu numai poza, le ai? Le-am acasă, da. Le-am acasă și medalele sunt... Ții la treburile astea? Adică le ai? Cred că și acum sunt la mama acasă toate. Încă nu le-am luat. Sunt acolo la mama. Ce tare! Da, și medalii. Dar te-ai gândit vreodată să stai, nu știu, o cămăruță, o ceva cu toate astea sau ai deja? Vrei să mă dea nevastă mea afară din casă? Deja sunt foarte multe, că și iertați-ne, vă rugăm, am întrebat doar așa, dar dacă se poate... Și are o grămadă de medalii și trofee și deja, mama mea, e imposibil să... Da, mai bine lasă-le acolo la încă mama. Încă la mama. Cei trei copii, da, produsul 2021-2022 în Polonia... aia mică cupa, ăsta e campionatul aici în dreapta și în mijloc cupa. Hai să ne campionat. Oprim un pic ca să nu sărim. Deci suntem cu tine jucător ca să facem legătură și terminăm în 2000 activitatea competițională, cum se zice. Exact. Cât ți-a luat până să încep să fii antrenor? Începusem deja în perioada în care ți-am spus că am fost operat. Deci te gândeai la treaba asta. Nu mă gândeam. Nu? Îmi făceam recuperarea după a doua operație, semnasem la clubul la care am fost în primul sezon în Austria și la un moment dat, după vreo două luni de zile pe la octombrie, mă cheamă președintele el și îmi spune: tu ai deja carnetul de antrenor, terminasem în școală la începutul 90, acei doi ani, prima școală de antrenori care a fost înființată la începutul anilor 90 și zice: eu am nevoie de cineva să-i antreneze pe băieții ăștia de la echipa a doua, care jucau și ei în prima ligă, erau studenți, se antrenau seara, târziu, pentru că l-am trimis pe antrenor acasă și am nevoie de cineva.
ce zici? Nu se știe niciodată, poate mai târziu îți folosește. Îți folosește. Zice, dar măcar ideea lui a fost să mă împingă departe de gândurile pe care le ai când ești accidentat. Era deja a doua operație. Sufeream foarte mult, într-adevăr. Și mai zis, fă-ți terapia dimineața, vii seara, faci cu copii grupă. Aveam o grupă de copii de 10, 11, 12 ani, de la 2 la 3 jumătate și apoi de la 8 la 10 veneau studenții ăștia care jucau tot în prima ligă. Se numea SVS Röder. Era numele unei companii. Și cei doi băieți jucau acolo în echipă a ei patronului. Și am intrat în pâine imediat. M-a prins virusul. Flama. M-a prins. Diferit mult de ceea ce făcusești ca jucător. Primele două săptămâni băieții nu scoteau niciun cuvânt. Mi-ai luat vorba, da, și bănuiesc că nu înțelegeai de ce eu nu pot să facă ce le spui tu. Exact, m-am așezat eu cu o mână. Ce face, mă? Cu o mână, da? Și cu cealaltă puțin, că nu puteam să mă folosesc. Și ea se răuștea. Uite-mă așa se... Da, exact. Și ei mi-au zis, ce, Gianni, avem o mică chestie să spunem. Zice, ți-am văzut toate meciurile de Cupa Campionilor și nu lipseam la niciun meci și ne gândeam cum naiba de reușește omul ăsta să facă aia și da. Aia. Zice, dacă nu ne explici, nu o să reușim să o aducem acolo unde o aduce. Așa este, nu mai veni să spui ai, acolo trebuie dată. Pe bune? Da, foarte tare. Asta se uita oamenii la tine, băi. Dar asta este, știi? Am înțeles că și la antrenamente la Gică Hagi, acolo ce materie. Cum, mă, nu puteți să o dați? Iau, ți-o pune și o da acolo. Păi stai, mă, Gică, tu ești Gică, știi? Să știi că mi-a ajutat foarte mult în carieră. Deci acele 6 luni de zile, pentru că i-am lăsat cu puțin înainte de play-off și m-am întors la prima echipă să joc. Eram deja joc și au terminat play-off-ul cu un antrenor secund, dar... Ți-ai făcut mâna, cum se zice. Am înțeles ce înseamnă să fii antrenor, bineînțeles. Asta contează. Și am încercat să mă aduc aminte de lucrurile pe care le învățasem de la primul meu antrenor, de la Radu Miclea, pe care îl iubeam prin faptul că reușea să ne transmită voleiul ca pe o pasiune, nu ca pe o meserie sau... Da. Bă, pe asta o faci de vorba ta de la 9 la 6. Exact, nu. Exact. Dar în timpul carierei erai dintre aceia care își notau ceea ce le spunea sau țineai în minte cu gândul că vreodată vei deveni antrenor? Pentru că mi-au spus mari sportivi, mi-au spus, dom'le, eu asta aveam boala mea. Ce mi-explica? Eram sigur că, pardon, că o să uit într-o săptămână, două, și atunci își nota. Pe scurt, astăzi ne-a spus, nu la volei neapărat, știi, cu tare. Și a zis, dom'le, când am ajuns antrenor, m-au ajutat chestiunile alea. Ok, trecuseră mulți ani, poate nu se mai făceau. Tu ai fost dintre aceia sau le aveai aici pe toate? Nu, am notat niciodată nimic. Nu, nu. Absolut nimic. Deci pur tot ce ai învățat, pur și simplu am luat multe lucruri pe care le-am făcut în carieră și mi-au făcut mie bine și echipei și am eliminat lucrurile pe care le-am considerat... Corect, e mai bine că ai avut filtrul ăsta, nu? Să spun așa, adecvate pentru ceea ce vroiam noi să facem ca și echipă pe teren. Având foarte mulți antrenori din diferite țări afară, din Slovacia, din Cehia, din țări din fosta Iugoslavie, aveau majoritatea mania asta a blocului rusesc, nu? Stilul de antrenament vechi, cred că înțelegi ce vreau să spun. Da. Și eram... Nu pot să zic că uram lucrul ăsta, dar... Adică îți dădeai seama că merge și altfel. Nu numai... Înțeles, dacă italienii și americanii și aveau toți rezultate. Ceilalți erau doi pași înaintea tuturor și ei jucau toate finalele între ei. Ei jucau competițiile mari, câștigau campionatele mondiale în anii 90, 90, 94, 98, de 3 ori la rând italienii campioni mondiali. Deci voleiul nostru se schimbase. Și vreau să spun că am avut și posibilitatea, prin faptul că am jucat cu multe echipe în cupele europene, cu cei de la Viena, am avut întotdeauna ocazia să întâlnesc echipe și antrenori de un nivel foarte ridicat,
care mă atrăgeau și rămâneam câteodată să mă uit la antrenamentele pe care le făceau. Le rețineai cu ideea că le vei folosi exact, cândva. Exact. Eram curios pentru mine. Atunci ca jucător nu mă gândeam ca antrenor. Dar tu cât ai fost jucător, te-ai gândit că, domnule, în momentul în care îmi închei cariera, voi deveni antrenor? Adică îți plăcea treaba asta de când jucai? Nu m-am gândit. Am început să mă gândesc când am avut aceste accidentări. Și în momentul în care am terminat, în 2000, în acea perioadă am antrenat 2 ani la rând o echipă de Liga a doua, deci dacă noi ne-am îmbrăcat acum și mai luăm încă 2-3 băieți de aici din birou, câștigăm Liga a doua liniștit, fără probleme. Erau amatori, veneau să se distreze, jucam 2 meciuri la sfârșit de săptămână, îi antrenam de trei ori, până la urmă au vrut de 4 ori, pentru că le făcea plăcere, erau fost jucători și am învățat foarte mult acolo cu ei. În primul rând, relații umane, diferența dintre sportul de performanță, unde trebuia să respecti întotdeauna lucrurile care veneau din partea staffului sau ale conducerii, aici era o libertate și trebuia să te impui altfel. M-au ajutat foarte mult, iar între timp, pentru că nimeni nu m-a vrut ca antrenor sau ca asistent sau în cluburile în care am jucat, am mers și am muncit. Am luat taurul de coarne și am făcut mai multe joburi. Nu mi-a fost rușine să le fac, chiar dacă puțin timp înainte jucasem Cupa Campionilor, eram jucător de echipa națională. Deci viața se schimbă după ce termin. Și, foarte tare că ai avut puterea să recuști, să spui, domne, dacă nu în volei, hai să... Trebuia să probez. Aveam datoria să văd ce înseamnă să faci și altceva pentru mine. Nu neapărat, încă nu aveam copil. S-a lăsat și soția mea și Angela în acel an 2000. A renunțat și ea din cauza unor probleme de sănătate. Amândoi v-ați lăsat în 2000? Exact, da. Și a trebuit să supraviețuim ușor, ușor. Să da. Înțelegem cum funcționează. Vezi, astea sunt lucruri pe care nu le știm și toată lumea zice, e acolo sus, bă, câștigă campionate, iau cupe, foarte tari. Dar lucrurile au fost complicate. Mai jos, coborând un pic. Au fost complicate. La ea, poate că ar fi putut continua, dar nu vrea să mai facă acele operații și vrea să se integreze. Era la o vârstă... La o vârstă unde a zis, vreau să învăț limba, vreau să învăț și altceva, nu vreau să mai stau sâmbătă și duminică atâtea ore în sală, ce mi-ajunge. Am jucat deja de la 15-16 ani, cred că la 16 ani a debutat în Liga 1. Deci gata, era să ajunge. Mi-ajunge. Cantonamente peste cantonamente, echipa națională, a fost capitan la echipa națională, era tot timpul pe drumuri, deci nu mai avea chef. Tu ai simțit vreodată chestia asta, că sunteți o familie de sportivi, aici, în sufletul tău? Bineînțeles. Și că vă vedeți rar, că toată ziua cantonamente, toată ziua antrenamente? Bineînțeles. Trăiam în această lume și trebuia să ne creăm... Și ce trebuie atunci? O voință sau ce trebuie? O încredere? O ce trebuie momentul ăla? Într-o familie de sportivi care, vorba ta, sunt scoși de la întreținere, că pe acasă... În primul rând, înțelegere și respect. Respect pentru ce făcea ea și respect pentru ceea ce făceam eu. Dacă unul dintre noi era egoist, celălalt nu ar fi reușit. Era un lucru foarte important pentru viața noastră. Iar lucrurile astea care le vezi aici pe ecran, nu se obțin niciodată cu... Fără ea și fără fiica mea, fără părinții mei, probabil că nu ar fi fost posibilă, pentru că m-au înțeles și mi-au dat această libertate de a face. Știi cum glumesc eu la voi, la o familie de sportiv, tot timpul mașina de spăla mergea. Venea, nu? Ea nu stătea niciodată. Uite, lucrurile despre care vorbeai. Da. Iarăși lucruri de care nu se știu. Adică, cum adică asta are legătură, copii? Are legătură, pentru că are mare legătură. Are mare legătură. Dacă ea nu ar fi avut înțelegere și dacă nu ar fi făcut sport și nu ar fi trăit viața de profi, da, să înțeleagă ce înseamnă și să mă susțină, pentru când că e fost supărat după, exact, supărat după înfrângeri, după... Poate că aia e cea mai mică chestie. Aia e cea mai mică chestie. Da? Momentele în care nu am avut joburi, am vrut să renunț. Pentru că nu era ușor ca român să
prinzi locuri bune ca antrenor. Tu ai avut impresar sau ceva? Dacă poți să ne spui, sau cum se face la nivelul ăsta? Bastu, la ușă? La început nu am avut impresar. Prima echipă a fost echipa la care am jucat. Bun, la Viena. După aia când a început lumea să afle de tine și să ai rezultate. Bineînțeles, jucam în Cupa Campionilor. Am nu jucat ești... peste 20 ceva de meciuri ca antrenor la Viena în Cupa Campionilor. Am nu mai ești echipa. Amă că nu-l luăm, că nu-l știm. Deja. Dar totuși eram dintr-o țară mică. Eram din Austria, eram din România. În afară de profesorul Moculescu, nu existau români. Puțin mai târziu, de fapt nu, chiar atunci, în anii 2000, și Mihai Pădurețul la Unterhaching, da, făcuse echipa și făcea concurență profesorului care era la Friedrichshafen. Jucau finale de campionate între ei. Deci românii demonstrau că dar totuși avem ceva noi. Pentru mine a fost foarte complicat pentru că am încercat să ies din Austria și am decis să nu mai antrenez în Austria. Câștigasem tot, ca jucător și ca antrenor, nu știu, am 11-12 titluri în Austria și nu avea niciun sens să mă duc la echipa de pe locul 3 sau la echipa de pe locul 4. Clar. Hai să vedem afară, am zis, numai, știi? Da, afară. A venit un moment mai dificil în 2005 când am fost demisionat, am demisionat de la echipă sau a trebuit să demisionez. Era în iarnă. A fost o perioadă de aproape un an și jumătate, 2 ani de zile în care nu am putut să lucrez, dar nici nu am găsit ceva care să mă atragă. Era și foarte complicat pentru că românii nu aveau piață, nu? Și la un moment dat s-a deschis o portiță în Belgia, la o echipă de pe locul 3, Lennik se numește, un club cu tradiție. Și în același timp, în aceea zi, am semnat chiar contractul cu Federația Română ca antrenor al echipei naționale, da? În 2007. Și astea au fost primele 2 joburi care le-am primit după 2 ani de la momentul 2005 cu da. Echipa din Viena. Da. N-ai stat mult la națională aici. Un sezon. De ce sunt, există vreo explicație? De ce sunt contractele atât de scurte la, nu numai în cazul tău? Nu. De ce jucătorii de volei stau puțin? Nu stau puțin? Adică sunt jucători de volei care stau 8-10 ani la aceeași echipă? Că am văzut că sunt poate în anumite locuri. Depinde foarte mult de politica clubului, depinde foarte mult de situația financiară, de sunt jucători care poate pleacă pentru că sunt niște valori care vor să joace pentru titluri și că clubul și face o pauză fel. Și nu mai joacă da. Pentru un an, doi pentru titluri și atunci ei spun, doamne, mie nu-mi convine, și eu mă duc acolo. Merg în altă parte. Tu ai căutat tot timpul provocări din astea? Adică, domnule, echipa la care mă duc să fie ceva de capul ei? Da, dar la început echipa la care mergeam, echipa la care ai mergeam, fi vrut să fie ceva de capul da, ei, dar echipa, echipele care, da. Pe care le primeam, cum am primit și în, asta a fost, să spun așa, asta a fost un bonus în Belgia, că era echipa de pe locul 3, dar nu ți-am spus continuarea e foarte mișto. Echipa avea 9 jucători când am ajuns, antrenorul fugise în Elveția la o echipă foarte bună de fete, la cele de la Volero, pe foarte mulți bani. Cum 2 brazilieni plecaseră în Qatar. Un jucător era accidentat și am ajuns acolo, aveam 3 ridicători din 9. Pa. Și ei mă aduseseră să reușesc să mențin unul ori locul 3, ori locul 4. Și am reușit să terminăm pe 4 și să prindem cupele europene. Te vezi într-un film din ăla american, o comedie, știi, când intră antrenorul în sală și zice, și restul unde sunt? Da, restul unde da, e? Da. Și unul răspunde, restul care e domnul antrenor? Unul dintre ridicători, care a fost și antrenor la echipa națională și asistent și principal, am jucat secund, am jucat centru cu el, cu alt centru din Slovenia, cu Radovici, am jucat diagonal. Și ai găsit acolo? Am găsit acolo, da, dar trebuia să improvizăm, nu aveam ce să facem. Nu puteai să mai ajungi jucătorii. Păi n-aveați rezerve, n-aveați cum. Voi jucați, rezerve. Da, voi și aveam niște băieți de la juniori. Cu 3-4 rezerve tot timpul jucați? Da. Acum, da, știi, sună așa de... Nu, au fost lucruri care mi-au servit mai târziu, o experiență și... Da. Te-au călit. M-au călit. Te-au călit, da. Deci școala n-a fost gratis, a trebuit să sufăr da, puțin. Da, simplu așa. Cu... Iar apoi, în anul următor, am reușit să ajung în Italia. Mă sună, m-a întrebat de manager. Da. Era un tip care mă simpatiza. Deci tu în momentul ăsta n-aveai nimic.
Erai tu, nu, numai eu le-am bătut la ușă, telefon. Da, exact, bun. Ale mele. Asta când se întâmpla? 2000? În 2007 februarie, când am mers la Lenin, a fost anul cu vara cu echipa națională până în decembrie și imediat... Ce ai găsit aici? Poți să te întreb. Ce am găsit aici? Da, 1993 plecat, 2007, o perioadă mare. Am găsit niște băieți deosebiți pe care îi cunoșteam de când erau mici, generația lui Bogdan Olteanu, Sergiu Stancu, corect, Lică, știai pe toți, deci toți, da? Voinea, ma, Borota, Roman, Bobeanu, deci erau Macovei, deci toți băieții ăștia, Feher, deci să spun așa, o generație foarte capabilă. Dar erau dezorganizați și se întâmplau lucruri ciudate. Da, nu întreb nimic, da, știu. Veneau și nu veneau, erau discuții între ei și federație, lucruri care probabil au distrus calitatea echipei naționale de-a lungul anilor și au ratat, pentru că timpul trece. Îmbătrânim... Cum ai spus, știi, deci echipa națională a României veneau și nu veneau. Știi? Adică echipa națională, adică nu e ceva opțional, nu? Nu este ceva opțional. Las dar, că mai trec eu pe aici. Dar se făcea de multe ori la modul... Ai avut-o pe Cristina Pârvă invitată aici? Nu, dar o știu. A, ok. Povestește-mi. Adică deci dacă... se întâmpla cam ca la fete. Dacă nu veneau, erau pedepsite. Dacă veneau și lucrurile erau, să spun așa... nu foarte bine organizate, e normal ca jucătorii să ceară niște mici avantaje în pregătire și e normal, nu? Ajungi la echipa națională și te gândești că trebuie să ți se respecte și ție, așa cum tu respecti tricoul național, să fii și tu respectat, nu doar să fii obligat să unisens, dai. Unisens, așa. Da, unisens. Să vină nu și există din... așa ceva, așa, asta nu există nicăieri. Ok, ai mei nu sunt plătiți în Slovenia acum, da? Cu niciun cent. Numai din ce câștigă ei, dacă produc ceva la VNL, dacă produc ceva... Cum adică competiție. Nu sunt plătiți ca jucător? Deci nu au diurnă de zi. Când vin la echipa națională. Da, nu au diurnă de zi. De echipele mari au toți diurnă de zi. Brazilia, Franța, Italia, Polonia. Și ai tăi vin de plăcere. Ai vin că nu de plăcere, de... E așa o sângele și o țară mică și au suferit de-a lungul anilor, dar și ei se luptă cu federația. Ok, e o țară mică și nu au toate federațiile bani ca să poată să își permită acest lucru. Și atunci, din ceea ce ei produc, o anumită parte merge spre ei. Că spui asta o țară mică, dar ești pe locul 4 la nivel mondial. Sunt 2 milioane. București, câte milioane are? Păi vreo 4, cred că suntem. Exact. Acum, ei sunt numai 2 milioane și astea... în momentul de față, din de suntem noi cu șanse reale, basketul cu șanse reale la băieți, handbalul la băieți cu șanse reale pentru olimpiadă și chiar și fetele mai au o șansă la handbal. Păi au campioni europeni la schi. Da. Ăștia 2 milioane și un munte, tipul știi cum zicem noi. Tipul care se cațără pe pereți, da, e da. Din Slovenia, care e campioană de câteva ori la rând mondială. Și ăla e sport olimpic la, sport olimpic la Jocul Olimpic de anul viitor sau următoare ediție. Cei doi care sunt pe bicicletă, unul a câștigat de 2 ori și anul ăsta a fost pe 2, cred. Celălalt care a câștigat Vuelta de vreo 2-3 ori. Da. Deci, și să nu spun că cel care a câștigat Tour de France, Gagiu a fost săritor cu schiură. Deci... În țărișoara aia mică au și munte, au și, și mai e și băiatul ăla din NBA. Da, da. Domn. Care la 17 ani făcea legea la Real Madrid. L-am văzut când s-a întors, l-ai văzut? Să știu un băiat deosebit. Îl știi, da? Adică, Bineînțeles. Suntem, ne antrenăm în același, stăm în același hotel unde stau și ei, păi aproape zine, de sală. Zine și... Da. Chiar o să-ți trimit. Foarte tare. Și el vine fiecare dimineață la sala de forță când se întoarce, până încep și ei. Luchiță? Și Da. Doncic ne antrenează. L-am văzut fiecare că... vine cu taică sau la sala de forță, se antrenează, stă cu noi la... Stăm mai plinuț un picuț așa e el, nu? Un da, picuț. Depinde de cum îl vezi, dar jucător imens. Are nevoie de... Să joci la Real Madrid, e șmecher de la 17 ani, pleci în NBA și acum se întorc să joace un meci din ăsta. Am timp? Da, am timp. Da. O chestie, te rog eu, dacă secunde. Ai timp. Anul trecut, într-o dimineață, coboram la micul dejun și
aproape să mi se închidă ușa în față, ei apasă și mă lasă să intru, da? M-au văzut că veneam. Erau 4-5, erau foarte mari, deci se făcuse întuneric în lift. Tu nefiind un pitic. Da, și știam că aveam deja echipa noastră primise o casetă, se întâmpla în săptămâna dinaintea debutului la campionatul mondial. Era duminică, cred, și mergeam să îi vedem pe ei cu Serbia. Meci amical cu Serbia în sala în care urma. De luni au pus apoi Taraflex-ul în sală. Și marți seara am avut noi amical cu Iran. Vinerea a început competiția noastră. Ei plecau mai departe, că și ei au avut campionatul european anul trecut, din câte mi-aduc aminte. Și intru, îi salut și ei, coach, ok? Zic, da, ok, tot ok. Voi, cum vă vedeți meciul de diseară? De pregătire, coach. Lejer, băieți. Am ieșit, am ajuns la masă. Normal că pașii din lift până la restaurant și în restaurant împreună cu ei, iar ai mei zâmbeau, că erau siguri că eu sunt în lumea mea, deja eram cu capul în altă parte. Mă așez și mă întreabă, coach, știi cu cine ai fost în lift? Cu băieții de la Sârb și cred că și vreo doi sloveni. Dar zic, nu știu cine sunt. Chiar nu știu, că anul ăsta cu Champions League n-am avut timp de nimic. Nici nu mi-am văzut capul. De-abia apucam să vorbesc cu familia, cu toate competițiile care le-am jucat în anul trecut. Și ei încep să râdă. Hai că-ți spunem noi. Ăla mare de tot, care stătea cu capul așa plecat, ăla era Jokic și celălalt era Doncic și celălalt era cel de la slovenul de la Chicago. Era tot NBA-ul acolo. Deci erau tot NBA-ul. Întâmplător, unul de două ori cel mai bun jucător, exact. MVP-ul și așa mai departe. Și cel mai... S-au pus pe un râs bagabonții. Eu, normal că... Ce să zic, ok. Hai, noroc. Vai, ce tare e asta. Da, deci. Dar simpații, stăteau toți la cafea, era o cafeterie, o tipă care are o cafenea cu maică-sa și toate echipele când stau în hotel, acolo... merg jos la cafea și volebaliștii... Acolo îi găsești. Toată lumea stă acolo, nimeni nu-i dărăm. Toată lumea trece ceau și lasă, nu-i stresează nimeni. Dar e ca o familie, totul e lejer, fără fițe, fără... Mă așteptam să fie ăștia din NBA să nu te poți apropia de ei, dar da, sunt da, foarte da, normal. Da. Trec pe lângă tine, dau mâna. L-am văzut la meciurile de fotbal, e în tricou, Jokic, e în tricou, în maieu și urlă și nu știu ce și el filmează, adică... Da. Vreau să spun că am fost seara la meci, după antrenament, am ajuns la meci, am avut un separeu de la unde toată echipa a stat împreună. 14.000 de oameni, meci amical. În prima linie, pe dreapta, mi-aduc aminte, în mijloc, chiar la linia de centru, era președintele țării, vicepreședintele, cei de la federație și în mijlocul lor era Djokovic. A început meciul, s-a jucat, l-au aplaudat, îți dai seama, 14.000 când au strigat numele, toată lumea nebunită. După care, la sfârșitul meciului, Doncic și Jokic l-au chemat în mijloc. Am filmat, am fotografii. L-au chemat în mijloc și toți trei s-au îmbrățișat și au salutat. Altă lume. Da, bineînțeles, e de pe altă planetă, nici nu poți să-ți dai seama. Deci, la meci, 14.000, bunica, bunicu, nepoții, copii, familia, mama, tata, toată lumea vin de mână. Noi veneam cu mașinile de la antrenament și eram disperați să le parcăm și să ajungem și noi în timp. Bine, la ei o religie. Bineînțeles, dar și o civilizație incredibilă. N-am auzit un cuvânt urât. Deci n-am auzit că se fluieră, că se face gălăgie atunci când adversarii servesc, dar să auzi un cuvânt urât, să auzi lucruri triviale la volei, la basket. Nici o șansă. Deci oamenii altceva. Sunt de pe altă planetă. Zi-ne cum e să fii cel mai bun din Europa. Bine, o perioadă, deci după 2007 ai terminat aici la noi. Exact. E perioada în care ai zis că... Am semnat în Italia. Cu un impresar. M-a sunat și făceam programul la Ploiești. Eram împreună cu managerul de la echipa națională, Neapuiu Marin. Și am primit telefon din Italia. Era luni după amiază. Îmi spune tipul ăsta... Gianni, ai o șansă să intri în Italia, în Liga a doua. Era ceva incredibil, era o Liga a doua de senzație, niște super jucători în momentul respectiv și super antrenori. Era o ligă foarte puternică, erau 16 echipe, da? Și zice, până la 10, te gândești. Ora 10, nu te gândești.
încerci să-ți împachetezi că pot, atunci la 10 te sun, să-ți iei bilet și mâine de dimineață, la prima oră, te urci în avion. Te aștept la Treviso, la aeroport. Băi, nene, stai un pic așa. Că da, da. Am început să râd și i-am zis, zic, că tot așa ceva ca și în Belgia? Și el zice, da, bineînțeles. Locul 14 din 16 și la 4 puncte sub linia verde. Cădeau 4 sub linia. Sub linia. Juca Bogdan Olteanu la Bassano del Grappa. Ups. Și toată lumea vrea un jucător, iar eu l-am spus să ia antrenor, că echipa e bună. Ma... El italian-italian. El italian-italian. Hai, vino încă. Boca Negra îl cheamă. Boca de lupo. Da. Hai, tată, vino încă. Bineînțeles. M-a urcat în avion, a sunat foarte târziu, am luat biletul. A doua zi familia Marie m-a dus la aeroport și seara eram deja la Bassano. A doua zi seara țineam deja antrenamentul. A fost un challenge incredibil pentru că mai erau 13 meciuri și trebuia să ne salvăm. N-aveai voi niciun pas greșit, nici. Bineînțeles. Bineînțeles, da. Am reușit un parcurs mișto, am câștigat 9, am pierdut 4 și ne-am salvat. Chiar am egalat echipele, deci am terminat pe 10, mi-aduc aminte, și locul nou încă mergea în play-off, pentru că prima a intrat direct. Deci mai aveai patetică. Patetică, da. Dar o experiență deosebită. Am semnat în continuare, am rămas acolo, mi-am adus și familia în sezonul următor și am mai stat încă 2 ani de zile. Chiar în anul următor am jucat semifinale. Puteam să ajungem în finală, să jucăm pentru intrarea în A1. A fost o chestie. Aveam cea mai tânără echipă din ligă. A fost foarte, foarte mișto perioada. Am învățat limba imediat. După 4 săptămâni deja mă străduiam să fac antrenamentul în italiană și i-au apreciat foarte mult. Asta vreau zic, lucru care a contat enorm pentru ei. Da, ca pentru orice țară, bănesc, unde te duci și te vede că face eforturi ca să le înveți ei, limba. La ei mai special, chiar mai mult. Da? Mai mult, pentru că nu vorbesc engleză și da. Se așteaptă lucrul ăsta. Apoi ne-am întors acasă în 2010, nu am avut niciun contract până la noiembrie, când m-a sunat o echipă din Polonia. Ca de obicei, aceeași poveste, locul 10 din 10 în prima ligă, erau numai 10 echipe atunci, acum sunt 16 și echipa avea o victorie din 9. Și trebuia salvată. Tot ca un bancher, știi? Deci câte echipe sunt? 10? Eu la care vin? Da. Păi de ce mai întrebi? Acolo am simțit prima oară și, de fapt, am simțit și în Italia, pentru că foarte mulți la început nu m-au acceptat, da? Pentru că toată lumea spunea, ce caută ăsta aici? Că noi ăsta ne salvează pe noi? Bineînțeles, dar am simțit și la antrenori. Nu îți dădeau, îți dădeau mâna, dar nu, după meciuri, dar nu se uitau în față, straight. Se uitau în alte direcții și până când la un moment aveam un director sportiv, un DS, un italian, și era atent, foarte atent la detalii. Iar el m-a susținut foarte mult și s-a atacat de mai multe ori și s-a luat cu ei în gură pentru că i-a văzut. Că uite-te în ochii lui și când câștigi, când pierzi, uite-te și dă-i mâna. Și ce dacă din altă țară? Da, da. Încă erau obișnuiți argentinieni, americani, eu știu, sârbi, antrenori din alte țări, da, cu potențial, nu din România. Și am simțit lucrul ăsta în cei 3 ani. Apoi în Polonia am simțit, pentru că la conferința de presă când am ajuns atunci în noaptea aia, nici nu m-au băgat în seamă, 45 de minute au vorbit pe lângă mine și toată lumea a întrebat de ce avem un antrenor și nu avem un jucător. Da? Și toată lumea era bulversată. Mai încolo un pic. Mai târziu peste an le-ai dat un picuț. Da, bineînțeles, am salvat echipa, am terminat pe 8, cădeau 2, am salvat locul și atunci mai am fost acceptat. Am fost acceptat, da. Închid și ei. Bineînțeles. După care m-am întors iar acasă și au fost 2 ani în care nu am lucrat, nu am găsit decât echipe foarte mici și foarte
greu de stat departe de familie dacă nici nu reușești să produci, nu? Da, măcar dacă stai, să stai, măcar să fie bine. Că fie bine, sau măcar să fie o echipă care poate să mă ducă mai departe. Și să le spunem celor care ne privesc că Polonia nu este Polonia de la alte sporturi. La volei Polonia e numărul unu acum, nu? Da, da, da. Adică da. E top tot timpul. Ca să înțeleg oamenii. Din 2014, că... deci din 2002, sunt în 2006 au fost vicecampioni mondiali în Japonia. În 2014, când eu antrenam la Lubin, primul an la Lubin, a fost o echipă pe care am luat-o de la zero în Plus Liga poloneză pentru 3 ani de zile și am construit-o. În 2014 câștigau campionatul mondial acasă la ei, în 2018 câștigau campionatul mondial în Italia, în anul trecut au ieșit acasă la ei vicecampion mondial, acum au câștigat campionatul european, au câștigat Liga Mondială și s-au calificat la Olimpiada, nu? Ca să înțelegem ce înseamnă Polonia. Bineînțeles, deci e imens. Hai să spun, cu câteva săptămâni în urmă, în august, la mijlocul lui august, s-a jucat pentru 3 zile cel mai mare turneu din lume înainte de competițiile mari. Campiona mondială, olimpiadă, europene, în fiecare an e memorialul Wagner. Wagner a fost cel mai faimos antrenor polonez, care în 76, cu o generație deosebită, a câștigat olimpiada. Bun. Cu Polonia. Da? În numele lui se face acest memorial, se joacă la Cracovia, 17.000 în sală în fiecare zi și echipele au fost aceleași din finala de la Roma. Italia, Polonia, Slovenia și Franța. Deci este un turneu al celor mari, iar pentru noi, o țară așa de mică, e o recunoaștere imensă, nu? Ca să spun, Slovenia, care reușește să stea de atâția ani în acest nivel. Și unde tu ești antrenor. Exact. Dar zi-ne înainte de Slovenia. Înainte, ți-am zis, am reușit până la urmă să revin. Nu, zi-ne de trofeul ăla important, nu te fă că nu pricepi. Hai să nu ne ascundem, că a fost o bucurie pentru noi, că unii poate abia atunci... Eram la campionatul mondial, da? Cu Slovenia, în august, când a început anul trecut campionatul mondial. Și la un moment dat, în timpul competiției, încă nu ajunsesem în partea finală, de-abia trecusem de grupe. Unul din foștii mei jucători care lucra în Federația Europeană de mai mulți ani, Roko Sikiric, un croat, l-a văzusem la Viena, m-a sunat și mi-a zis să știi că data de 16 sau 17 în septembrie trebuie să-ți o lași liberă pentru că ești unul dintre cei care sunt propuși pentru cel mai bun antrenor al anului la băieți și eram separat la fete și la beach volley, da? Mai trec 2-3 zile, câștigăm sferturile cu Ucraina și eram pe picior de plecare la Katowice la Final Four, nu? Mă sună din nou și spune... Eu l-am sunat și l-am întrebat. Zic, Roko... Ce facem cam? Vreau să-mi spui cum fac cu familia, să vin singur, să vin cu familia. Și el îmi spune, coach, familia neapărat trebuie să fie cu tine. Ai mirosit. Am mirosit. Și zice, trebuie să spun. Ia-ți familia. Ia-ți familia, pentru că este ceva ce meriți de foarte multă vreme și ți se va acorda. Și atunci i-am spus soției și fetei, zic, pregătiți-vă, pentru că trebuie să veniți cu mine. Ele nu vreau să vină la început. Deci nu erau... Iar se vorbește de volei, știi cum sunt. Da, da, da. Ce, toată... Și când ai urcat acolo sus pe scenă? Sau cum a fost? Da. Emoții mai mari ca la un meci? S-a dat o, să zic așa, o strigare foarte și o prezentare foarte, foarte mișto. Clar că emoțiile erau, dar am mai avut această onoare. Nu știu dacă ai știut că în 2017 și în 2018 am fost antrenorul anului în Estonia din toate sporturile.
Nu, n-am știut. De ce să zic da și să mint? Exact. Deci am primit Oscarul în sportul estonian de două ori la rând. La nivelul antrenorilor din toate disciplinele. Din toate disciplinele. Deci nu vorbim din toate disciplinele. Oscarul lor se numește Cristian. Este numele unui fost mare luptător din perioada interbelică. E o statuie imensă de bronz și foarte grea. E ca un Oscar. Și sunt singurul străin din istoria sportului estonian care a câștigat-o de două ori. Înainte am câștigase un rus și un american la sporturi individuale, la lupte și la canotaj, cred. Și odată am fost nominat și am ieșit pe doi. Dar prin ceea ce am făcut în 6 ani în Estonia, am primit imediat această recunoaștere a lor. Fac parte din sportul lor, cum să spun, mă consideră ca unul de-al lor. Anul trecut, în decembrie, am fost invitat să acord eu premiul pentru cel mai bun antrenor al anului. Ce tare. La această gala sportului, care la noi, din păcate, s-a organizat numai anul acesta în februarie și am fost invitat și le mulțumesc. Mulțumesc celor din Comitetul Olimpic pentru această invitație, e onoare. Am fost invitat împreună cu familia mea să acord acest award antrenorului de la disc, fostul mare Gerd Kanter, campion olimpic la aruncarea discului, iar cel pe care el îl antrenează este, anul trecut era campionul mondial din Slovenia. Anul ăsta a pierdut finala, a ieșit pe 2, cred că l-a bătut un suedez, dacă nu mă înșel. Și i-am acordat eu acest award. A fost iar o onoare imensă. Am primit invitația din partea Comitetului Olimpic, a Ministrului Sportului, deci... Felicitări, în primul rând. Zi-ne ce urmează acum. Deci suntem cu naționala Sloveniei la un cioc de barză, să zicem așa, de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Hai că este un turneu. Sunt trei turnee de World League, de Liga Mondială. Sunt 12 meciuri. În fiecare turneu joci 4. Probabil că ultimul turneu se va disputa la Ljubljana. Sunt 6 turnee. Ce o să fie acolo în sală? Bineînțeles. Ce o să fie acolo în sală? Se pare că deja lumea așteaptă această hotărâre, pentru că în momentul în care vor pune biletele în vânzare, 14.000 se vor duce... Imediat. 14.000. Bineînțeles. La fiecare meci. Da. Îmi pare rău că nu am trimis unul dintre miniclipurile cu momentul în care acești oameni își cântă imnul. Am pe telefon, dacă băieții pot să facă lucrul ăsta. Ți se face pielea? Își cântă imnul cu muzică pentru câteva secunde, după care muzica pică și 14.000 cântă cod la cod, a capela. Aveți primul set luat în momentul ăla. Câștigat. E o nebunie. Aveți primul set câștigat. La fel ca și în Polonia, aceeași chestie. Deci în Polonia, acum la Cracovia, toți oamenii erau în alb și roșu. Deci nu exista o persoană care vine îmbrăcată în alte culori. O altă cultură, deși și ei au fost, vorba ta, până în 89, tot comuniști. Doar că... Eu cred că... probabil că este o explicație. Nu vreau să iau apărarea... oamenilor din țară, din sport, dar eu cred că au trăit puțin mai bine decât România în toți acești 30 de ani și au avut timp să se ocupe și de sport și să susțină acești atleți. Oamenii probabil că în România sunt foarte ocupați cu... Da, e o atmosferă mai gri, o societate viața, mai gri. Cu viața, asta e realitatea. A fost mai grea. Ei, fiind în mijlocul Europei, au avut alte avantaje. Lumii polonezi, adică sunt numărul 1 acolo, nu-i că sunt în primele 20. E vorba că ei câștigă acolo, știi? Iar Slovenia, exact cum ai zis tu, e jumătate din București. Jumătate din București. Și nu dau numai la volei. Stai mă, că așa sunt ei, au o genă și sunt înăltuți sau au... Nu dau numai la volei. Aici e chestiunea. Da mă, sunt renumiți pentru un singur sport. De 50 de ani ei asta fac.
Aici este. Este adevărat. Știi? Adică dar, vin pe mai multe. Uite-te la croați. Uite-te la croați ce fac. Când ai o bază, reușești să-ți păstrezi și niște structuri. Pentru că un sport, de fapt toate sporturile, au nevoie de o infrastructură. Au nevoie de calitatea mare muncii de tot, la baza piramidei. Ai nevoie de, așa cum spuneai mai devreme în prima noastră discuție, înainte să intrăm în emisie, de oameni care își doresc performanță, dar nu de astăzi pe mâine. De oameni care investesc în timp și investesc în oameni, investesc în tineri care poate să producă ceva, dar nu imediat. Eu cred că aici s-a făcut diferența în toți acești ani, iar viața grea care a fost în România și faptul că nu am avut o poziție așa centrală în Europa a făcut să nu mai existe sport la un nivel foarte, foarte înalt la nivel de echipe. Ei au răbdare acum, iartă-mă, ei au răbdare acum, slovenii au răbdare? Bineînțeles că... Adică la tine cum e? Pe termen lung? Ați stabilit împreună niște obiective, probabil, nu? Să termine asta, să termine asta, sau cum e? Uite, eu lucrez cu o generație care visează la de 15, 16 ani, 17 ani. Vinciș, care joacă la Rapid, are 37. Paien, care la Olympiacos, are și el 37. Și băieții ăștia au deja 18 ani de națională, de la 19 ani. Întotdeauna au visat să ajungă la Olimpiada. Deci poți să-ți dai seama că e o generație care visează la acest moment. Nu este că să vedem, să încercăm. Ei vor la Olimpiadă și basta, nu există. Iar punct. Ăștia tineri, clar că visează împreună cu ei. Urnau de 35, e de la 17 ani la națională. Oameni deci, care se gândesc numai la bineînțeles. Asta. Nici nu se discută. Discuția mea cu președintele a fost clară de la început, în octombrie, când a venit la Viena să ne așezăm la masă. I-am spus că întâi trebuie să vorbesc cu băieții, pentru că eu le mai spusesem o dată în vestiar după cupa, după campionatul mondial, că nu vreau să merg la Olimpiadă să fac turul stadionului. Nu mai. Am înțeles. Deci să intri ăla, acolo și aia să aplaud. Pot să-l văd și la televizor. Bun, și asta. S-au uitat toți la mine și mi-au zis, noi dacă ajungem acolo, coach, noi mergem să jucăm pentru medalii. Noi mergem să jucăm să câștigăm. Deci băieții chiar cred că poate să facă lucruri deosebite. E clar că nu poți să știi niciodată, dar e măcar all-in. Da. Nu există... Deci la anul pe vremea asta, stimate domnule Gianni Crețu, știi cum se spune la... puteți fi pe podium olimpic? Totul este posibil. Totul asta este posibil. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Știu, eu intre pe toți la aproape de final și zic, domnule, sănătate s-a dat. Nu mai veni să spuneți sănătate. Asta s-a dat, s-a luat. Dorința cea mai mare care? Să te califici, nu? Să mă calific și să o câștig. Iată-n ca să rămâne registrată. Bineînțeles. Dar și după Nazare, că Daniel e pe primul loc, n-am ce să fac, că el a fost acolo. Dar pe poziția a doua mai e unul care mai bate la ușă, știi? Domnul Gianni. Cu siguranță, cu siguranță. De nu să te califici. Nu există niciun dubiu. I-am trăit 5 luni de zile, de la 8 mai până la 8 octombrie, când am bătut Serbia ultimul meci la Tokyo anul ăsta. I-am trăit în fiecare zi cu acea dorință în ochi de a merge și a ține acest ranking, pentru că anul trecut după mondial eram numărul 10, acum suntem 7 și... Țara aia de 2 milioane. Exact. Și avem o șansă mare să mergem la Olimpiadă. E un fapt, e o chestie da. Care... Dacă oamenii așa gândesc, doi nu merge, tu gândești că să nu faceți turul de onoare doar ca să vezi stadionul și ei gândesc că nu mergem acolo dacă nu suim pe podium. Din asta nu cred că are ce să iasă ceva nasol. Deci, haideți să spun un lucru. Eu l-am lăsat pe Vinci și înainte să plecăm la European, l-am lăsat acasă pentru că încă nu era în condiție fizică, da? Reușim să câștigăm în Bulgaria 7 din 7 și ajungem la Roma în semifinale cu Polonia. 1-1 și 12-12, ridicătorul face întorsă, pică, jucăm cu al doilea ridicător și pierde meciul cu Polonia. La două zile jucam pentru medalia de bronz. Am fost...
Am fost toate culorile, albastru, negru, ofticat, frustrat. Nu mă gândeam la meciul de peste două zile. Mă gândeam, să fiu sincer, că urma un turneu de calificare și toată vara noastră fusese axată pe acest turneu de calificare și pe acest ranking ca să ajungem la Olimpiada. La un moment dat, după ce am reflectat foarte, foarte multe ore, mi-am dat seama că trebuie să revin mental și fizic lângă echipă. Că urma meciul ăsta. Urma o medalie de o finală. Pentru, de bătea la ușă, era o finală, da. Nu contează că e pentru bronz sau pentru aur. E o finală pe care să o câștigi. Iar ei, un lucru foarte important, ei câștigaseră 3 medalii de argint, dar ultima zi a turneului întotdeauna au pierdut, nu? Da. Era clar. Ei de data asta nu vreau să mai meargă acasă după o înfrângere. Exact cum se întâmplase și la campionatul mondial. Ei vreau medalia de bronz. Nu conta cum. Nu conta împotriva cui jucam. Și în acea noapte, după ce s-a accidentat primul ridicător, am sunat și de la București, a doua zi la prânz, a venit Vincici. Nu era în formă, nu era nimic. Nici nu putea să se bucure pentru că nu avea încă acel ritm de joc. Am jucat 5 seturi cu Franța incredibile. Am câștigat 3-2 acea finală pentru bronz cu un jucător care nu jucase un meci oficial de la începutul lui mai. Poți să-ți închipui. Pentru că se operase la mână, și el a avut o vară mai grea. Ăștia și ce voință în ei și ce... Bineînțeles, dar poți să-ți închipui cât s-au putut ei mobiliza la nivel mental să joci cu unul care ți-e coleg de ani de zile, știi că s-a operat în mai, n-a jucat niciun meci, s-a antrenat foarte puțin. A venit și a doua zi joacă cu Franța campioana olimpică. Pe care noi am învins-o. Și România, respect. Cum, o minune. Eu bănuiesc că toate emoțiile și toată dorința băieților plus antrenorului a lui Stancu în acel meci, chiar și meciul cu Turcia, același lucru, când s-au văzut cu un picior afară din grupe spre în avionul de România, pentru că primele meciuri cu Portugalia și Israel nu s-au încheiat așa cum își doreau și hai că suntem pe scară. Nici nu meritau, pentru că era clar, era altă valoare a echipei, dar probabil Tracu și prima fază a competiției, au reușit să se mobilizeze și au bătut o Turcie care s-a calificat în primele 16 pentru anul viitor la VNL, deci nu pe oricine, este pe locul 12, dacă nu mă înșel, sau 13, încă cu șanse pentru Olimpiadă, dacă joacă un VNL foarte bun, deci nu orice Turcie au bătut, și apoi acest meci cu Franța, chiar dacă Franța se simțea favorită, se simțea cu un picior deja la Varna, da, să continue competiția, asta nu contează, pe cine interesează, nu? Important e să-i frici, cum zicem noi. Gianni, dacă îmi ziceai că o să stăm o oră și jumătate vorbind despre volei, vezi, ca să nu spui că nu se mai vorbește, ce putem noi să încercăm să facem din colțișul ăsta? Eu am auzit despre discuțiile tale lungi. Da. Deja știu, eram deja documentat. Lumea îmi spunea, vezi, ai grijă, nu te lasă să ieși 2-3 ore din studio să faci cerere acasă. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Prima dată te sunăm după ce te califici la Jocurile Olimpice. Atunci... prima, bine, nu că n-am mai vorbit până promis atunci. Promis să răspund. Da, promis să răspund. După care, fii atent, că ai zis podium. Nene, podium, nu faci ture să te salute ăia pe stadion. E clar, fiecare picătură de energie și... Glumim, dar asta ne dorim. Ce avem în noi, o să dăm pe teren în... Cât mai stai în România? Mai stai mult sau gata? Mai stau. Săptămâna asta încă sunt în București, încă prieteni. Încă... Trebuie să-i vizitezi pe toți, asta e, după care mai e o tură în Constanța. O să vizitezi și colegi de-ai tăi. Da. Concurența. Nu contează, dar îmi face plăcere. Nu contează. Du-te la toți dacă se poate. Mă duc cu plăcere. Mă bucur că fiecare vrea să afle despre volei, cum ai spus tu. Exact. Nu putem să... Băi, dă-te Gianni așa deoparte că-s mare specialist. Nu, tocmai din asta pun și astfel de întrebări din dorința de a afla. Adică cum e sistemul, ce se face acolo, de ce e mai bun. Pentru că noi nu știm. Adică la noi s-a terminat voliul. Știi de ce am acceptat?
să fac acest drum spre, sau să fac acest pas spre aceste povești? Scurt. După meciul cu Ucraina și meciul României cu Franța, deci da, din sferturi, da, înainte să mergem, în seara aceea ne-am permis un pahar de răga, să zic așa, da, împreună cu cei din staff României și chiar jucătorii, băieții, care erau toți în jurul nostru. Și câțiva dintre băieți au venit cu tricourile pe care le-au purtat la meciul cu disputate cu Franța, cu cine au jucat, cu Croația acolo, și m-au rugat să le semnez. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit și la tine și o să merg și la ceilalți. Să rămână și mii de mulțumiri. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Noi invitați. Mulțumim și oricând aici ne găsești. Adică dacă putem să facem ceva, ok, de mâine nu toată lumea va ieși pe străzi și va juca volei sau merge în săli. Dar încercăm să facem pașii ăștia mititei, pentru că exact cum spui tu, nu există numai fotbal. E un, mod de a ne, e un mod de a ne educa da, copiii. Și de a învăța că la Floreasca rămâneau suporteri afară când exista un meci, la Floreasca după ce voi vă duelați mergeați după aia la cârcium, la restaurante, la serate și așa mai departe. Avem un antrenor. Și lunea la școală. Și lunea la școală. Aia era corect, important. Avem un jucător care n-a plecat la Steaua și la Dinamo până nu și-a luat treapta a doua, că și asta contează, și avem un antrenor care este în acest moment acolo sus în voleiul european și mondial. Și asta contează. Dar ar fi putut să facă un drum de la București la Constanța return în niște condiții mai grele. Corect. Gianni, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc a și eu. A fost alături de noi Gianni Crețu. Haideți să ne uităm și la volei, să știi că TVR 3 mai dă. Mai dă meciuri de volei feminin. Ar fi fantastic dacă și unul din posturile vestite de sport din România ar da din competițiile internaționale. Pentru corect, că basket dăm Euroliga. Să basket, știi că familia da, mea și-ar fi dorit, mama și tata care da, sunt peste 80 de ani și-ar fi dorit să vadă direct acea finală de Cupa Campionilor pe care n-au putut să o vadă în direct, n-au putut să călătorească da, și ar fi fost fantastic să poată să mă urmărească. Gianni, noi atunci te-am redescoperit ce să lua posturile să dea meciul. Hai să nu, noi atunci te duci prea departe. Okay. Mii de mulțumiri încă o dată. Dragi prieteni, vreau să știu sport, Orange Sport alături de noi ca de fiecare dată, 4 canale pe care se transmite și altceva decât fotbal, de asemenea un site unde găsiți și evergreen-uri, dar și actualitate și de pe platformele de specialitate puteți descărca aplicația. Fost Vreau Să Știu Sport, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care nu am făcut mișcare. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!